tot văzut ținute, am tot aflat povești, însă nu mai știu nimic de Cristina Mihaela și de ceea ce se întâmplă în Retouch Studio. Să se întâmple numai lucruri bune, suntem gata deja, dacă vă vine să credeți. Nu pot să cred! Ba, da, Ilinca, n-aveai încredere în mine? Ba, da, dar v-ați mișcat, nu că repede, pe repede înainte? Exact. Lucrurile stau foarte bine aici, ne-am schimbat cu totul. De ce spui au Moris, că te-au unit? Au! O să vezi că o să-ți placă în final, nu e horror absolut deloc. Ținuta s-a schimbat total, am schimbat două elemente. Pe al treilea nu trebuie să-l vedeți. Deocamdată. O să-l vedeți în curând și cu siguranță vă va plăcea ce a ieșit. Păi da, facem așa, Cristina, dacă Nadina este gata, am să o invit în platou, va ocupa loc alături de colegele ei și va veni la defilare atunci când o voi chema eu. Sigur, da? Mă, Cristina, bravo! Păi hai, Nadina, vino în platou, mulțumim, Cristina! Bravo, Cristina! Pa, pup! Și noi! Ia să te vedem, Nadina, direct la locul tău. Da, mulțumesc. Să nu-i, grăbește-te să nu-i lăsăm pe jurat să vadă acum absolut tot. Mamă, îmi place mult Cristina Mihaela, îmi place mult Retouch Studio, îmi place mult și Corina, în schimb, mai ales că este astăzi o altfel de scufiță roșie și abia aștept să aflu lucruri și despre ea. Hai, Corina! Bună, Ilinca, am regăsit Corina. Am regăsit. Eu sunt lupul cerău acum și te întreb, da, unde mergi tu, scufiță roșie? Ai, păi, după faimoasa petrecere la Nelu Casetaru în Constanța, m-am hotărât să merg în eforie la ziua de naștere a unei prietene de etnie romă, la curte. La curte, faceți un grătar, încingeți un mic, simplu, da. Beți o bercioaică? Nu chiar. Nu, până acolo nu. A, vinul mai și bine. Și cu siguranță au vinuri foarte bune, da. Uh-huh. Altceva interesant despre tine, ce ar trebui să știu? Păi, nu știu, poți să mă întrebi orice. Sunt deschisă. Iubit. Am iubit, de iubit. Da. Are iubit, a zis. Am iubit. De cât timp? De cât timp? Păi, nu le-am așa cu lunile, dar avem vreo 2 ani și jumătate. Păi, dacă am lămurit și treaba asta și Raluca este încântată, nu-mi rămâne decât să le întreb pe fete. Dar până la fete aș vrea să revin la tine. Corina, ai spus cumva Bianca-i faptul că e cam prețioasă? Bianca, ai întârziat o oră, draga mea. N-am întârziat o oră. Am întârziat după ce te așteptăm și acum am avut niște la mine. Fată care întârzie și nu dar nu știu scuze. De respect pentru tine, te lasă nu-și la machiaj. Nu te ajută ironia asta și modul în care mă tratezi în momentul ăsta. Ai întârziat o oră. E o formă de respect. Nu ne-ai respectat în momentul în care ți s-a spus să vii la o oră, la această emisiune, la această filmare și tu nu ai putut să respecti asta. De ce? De ce ești tu mai prețioasă decât noi cu oră? Și în cazul ăsta în care ai întârziat, ar trebui tu să te duci prima la machiaj. Tu ai întârziat două, așa că... Perfect, ai văzut la ultima. Eu adică am zis pe mămica sau... Mămica? Se pare că are o mămică? Hai, mă, nu mă începeți adică de asta, mămică. Hai să nu folosim jignirii păi direct la persoană. Nu, da, am zis că o face pe mămica, face ea regulile, nu face nimeni regulile. Ia urma la machiaj. Păi, nu. Astea sunt niște reguli pe care tu le-ai încălcat deja. Ni s-au spus de ieri, dinainte să începem să filmăm. Dar trebuie să mergi la machiaj. Încearcă să fie autoritară cu noi. Să ne coordoneze ca o mămică, pentru că ea are o vârstă mai înaintată decât multe din noi. Și... adică, na, câțiva ani diferență, dar ea consideră că este mult mai
nu știu, matură decât noi. Păi, având și mult mai înțeleaptă, pământ, dar nu cred că este. Multe dintre voi, într-adevăr, am mai mulți ani pe pământ decât multe dintre voi. Asta înseamnă că am mai multă experiență. Dar asta nu orice ar însemna dreptul asta. De a, nu știu, de a fi mai autoritară în fața noastră. Până la urmă, nu sunt autoritară. Noi suntem toate concurente. Eu cred că multă lume încearcă, multe fete dintre noi încearcă să testeze limitele și până unde se poate merge ca să știe unde se poziționează, cred. Cine a testat? Sau cine? Nu, vorbesc la general. Și ce legătură avea? Păi tocmai, fiecare își testează limitele, să vadă până unde se poate merge. Da. Simplu. Eu cred că Bianca mă vede ca pe o concurentă mai puternică și atunci de asta încearcă cu orice preț să arunce anumite pasteluțe. Da, e ok. Asta e o competiție și o tratăm ca atare. Nu o să ai nicio șansă să-mi strici imaginea. Punct. Valeria, de ce aprobai sau negai? Dezaprobai? Cele spuse de Bianca sau de Corina? N-am înțeles. Dă-i acolo din cap în continuu și vreau să-mi explici. Da, iar o atitudine de șef, aș spune, în mai majoritatea cazurilor. Și probabil în acest concurs ar trebui să fim mai mult egale decât măi, eu sunt mai în vârstă și hai să nu dar știu nu ce. Nicio legătură și mai dădeam aprobare, lasă-mă te rog frumos să vorbesc, nu înțeleg, mă repet a doua oară că nu ne respectăm absolut deloc și am tot repetat chestia asta, mulțumesc. Și aprobam chestia că erai tu la machiaj prima și nu ai vrut să mergi la fata care trebuia în mod normal să-ți facă machiajul și ai zis s-a întâmplat un conflict și eram total de acord, dragă, cu faptul că a fost o chestie, lasă-mă să vorbesc minute, că n-am terminat, e prea îți mulțumesc. Mare drama pentru chestia da, asta, lasă-mă să vorbesc, mulțumesc. Bine, haide. Zici că n-ai 7 ani de acasă. Pare rău că zic treaba asta, hai să dar nu facem astfel de acuzații, Valeria. Da, cred că toate sunteți măi, foarte Valeria, bine crescute. Eu încerc să respect. Din prima zi, măi, vezi, adică și tu te băgai peste Valeria acum și îmi spuneai mie că m-am băgat peste tine și totuși ar trebui să ne respectăm, îmi spuneai mie și tu te băgai totuși peste ea. Adică hai să respectăm ceea ce vrei tu să impui sau să spui. Sunt de acord cu tine, trebuie să ne respectăm când vine, când vorbește una, nu trebuie să ne băgăm peste cealaltă. Așa că ar trebui să respecti și tu, pentru că am văzut că nu prea. Bine, păi haide. Păi dar de ce ești de acord? 3, 2, 1, respect! E clar că ușor, ușor deja încep să se creeze anumite simpatii, antipatii, bisericuțe. Vom avea timp suficient să le luăm pe toate de la cap la coadă, să le despicăm și să vedem exact părerea fiecăreia dintre voi. Deocamdată însă atenția mea se îndreaptă către Corina, pentru că jurații te așteaptă. Așa că nu mai pierdem timpul, în fața lor te rog. Bună! Ce porți pe dedesubt în tricouașul cu pantalonașul ăsta bucle nu te avantajează. În primul rând, te-am văzut când defilai. Te îngrași, îți face burtică. N-ai, bănesc că nu ai. Previzibil totul, roșu, negru. Se vede că nu ești sigură deloc pe tine că te bâții în continuu, ceea ce este foarte enervant. Ești o surpriză plăcută pentru mine. Ieri când te-am văzut prima oară, ți-am și spus, mi s-a părut că o să o arzi în artista neînțeleasă și o să continui într-o nebunie de-asta, euforie de-asta de culori și de dubioșenii. Sincer, ziunitatea astăzi chiar este mișto și îți vine bine. Mai puțin, artezia ne-a descăde din cap. Coafiura aia nu-mi place neam. Să înțeleg că ai mers la o petrecere în prima zi din an a unei prietene de etnie romă, așa da, 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 este azi, colega mea de liceu. Astăzi, da? Obișnuiesc și să petrec mai multe zile. Bun, și ai vreun accesoriu care să mă duc în zona aceea? Da. Cu care să mă prietenesc mai tare, să ne amintim de cercei. Da. Cercei? Doar cercei? Nici n-am observat. Nici eu. E de la toată revărsarea. Deci, jur, când ai spus că te duci la o petrecere, mă gândeam, stai puțin să vedem acum, etnie romă. Deci n-ai nimic, nici n-am observat cercei, sunt acoperiți de păr. Nu știu ce pot să fac mai mult acum. Nimic, las-o așa și mă uite în cameră că dai bine oricum. Da. În cameră. Roșie ca focul să-ți urâdă norocul. Periculos între romei. Dragă, situația asta ștrumfistică, mă refer la acel ansamblu la negru. La Spielhausen. Nu pot să spun că e foarte bine pusă în compoziție,
Dar pe de cealaltă parte nici nu-mi displace ținuta. Adică îmi place blazerul, îmi place că ai ciorap roșii, îmi place că ai bocanci, mi se pare simpatică așa toată grangistica asta, dar nu înțeleg sub nicio formă clădăraia de păr negru și nu înțeleg sub de păr buclat, ondulat și nu înțeleg sub nicio formă de ce nu te-ai gândit la o altă coafiură. Cumva mult mai strong și cumva care să preîntâmpine, dacă vrei, această indiscreție cromatică. Ia. Mi-ai făcut o ploașpiță, mi-ai făcut o... Replăștește-l, recombină-l. Strânge-l un pic în coc, așa. Strânge-l un pic. Îți trebuia ceva așa, mult mai strong la nivel de coafură. Vezi, dragă? Și acum chiar și semeni cu Nina Casian. Adresa la final. Adresa. Păi ia să vedem cum e către final. E de bine sau de rău? E... Cum e? Sper. Cât să zici? Cât să-l arăți? Cine zice indicativul? Vrei să-l arăt? Păi, Moris, hai. Vrei? Tu chiar vrei? Da, îmi doresc mult. Bravo, ai stil, drag. Mulțumesc mult. Yay! Mulțumesc. Mare surpriză, bravo, ai stil. Mulțumesc, Laruca. Acu. Nu te văd bine. Bagă părul în ochii înapoi. Și această băutură, domnișoară, da. Zero compromisuri. Ok, mulțumesc. Mulțumesc tare mult și eu. Să știți, dacă vreți să o votați, să o susțineți, să o salvați de la eliminare, asta e foarte important, Corina are indicativul 9. Mulțumesc tare mult!